Dacă mă dă rând. Adică încolo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Imediat după știri, ai omul... Și ei, bă, va avea acolo, dacă îl face tot ce ceva. Este ora 13, bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga, așteptăm să aflăm ce decizie iau autoritățile cu privire la relaxarea restricțiilor din capitală. Ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență începe la această oră. Deși mulți angajatori au plafonat salariile, un sfert dintre români speră că li se vor mări salariul anul acesta, potrivit unui studiu. Și aerul e în continuare foarte poluat în multe zone din țară, inclusiv în capitală. Ascultați știrile Digi FM. 2699 de români au primit teste pozitive la noul coronavirus în ultimele 24 de ore. S-au înregistrat și 74 de decese, iar la terapie intensivă sunt internați 997 de pacienți. În București sunt în continuare cele mai multe cazuri noi, 413. Capitala este însă în a treia zi cu incidență de sub 3 infectări la 1000 de locuitori. Aproximativ 30.000 de teste au fost procesate în ultimele 24 de ore. De la această oră este programată ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Ar urma să se decidă redeschiderea restaurantelor, cinematografelor și teatrelor din capitală, începând cu miezul nopții. Cezara Scutarii vine cu detalii. În primul rând, se vor redeschide interioarele restaurantelor și cafenelelor. Aceste spații vor putea funcționa, dar cu o condiție. Vor putea deservi doar la o capacitate de 30%. De asemenea, vor începe să funcționeze sălile de spectacol, teatrele și cinematografele. Iarăși, spectatorii vor putea ocupa doar 30% din aceste spații. În ultimul rând, prefectul Traian Berbeceanu a menționat redeschiderea sălilor de jocuri de noroc. Iar toate pot fi operate doar pe 30% din sălile respective. În ceea ce privește magazinele, care în momentul de față funcționează până la 21, Traian Berbeceanu a spus că nu poate fi luată o măsură în acest sens pentru că această decizie este luată de Guvernul Britanic. Ia în discuție o plată de 500 de lire sterline pentru oamenii testați pozitiv pentru a sta acasă. Măsura este propusă în contextul în care tot mai mulți britanici evită să fie testați sau încalcă ordinele de izolare. Această sumă este primită în prezent de persoanele care trăiesc din venitul minim și sunt nevoite să se autoizoleze. Măsura ar costa 2 miliarde de lire sterline lunar. Marea Britanie a înregistrat cel mai mare număr de decese cauzate de COVID-19 din Europa. Un sfert dintre români speră că vor fi promovați sau li se va mări salariul anul acesta, asta deși mulți angajatori au plafonat salariile. Concluzia apare într-un sondaj de opinie realizat de aici. Nostru este că angajații
mergem la Dihan. Și nu mergem la Dihan. Nu, bro, bro. La unde? Ah.